Am văzut, domnule ambasador, că a crescut semnificativ procentul înfrățirilor dintre localitățile moldovenești și cele românești. Am să vă întreb, considerați că sunt simple demersuri birocratice sau au efecte reale asupra relației bilaterale a comunităților din localitățile respective? Cum vedeți dumneavoastră situația? Eu susțin astfel de înfrățiri, sunt lucruri necesare, ne apropie tot mai mult și, bine, identitar și emoțional, să spunem, avem și nevoie și de această latură emoțională, dar e important ca aceste înfrățiri să se ducă și la proiecte concrete, fie în domeniul cultural, fie că se vorbește de renovarea, restaurarea, construirea unor obiecte sociale sau de infrastructură locală, fie că vorbim de anumite festivale, festivaluri, eu știu, care se promoveze tradițiile sau produsele noastre tradiționale, culinare. Deci e important să avem o gamă largă de activități și proiecte din diferite domenii, astfel încât să ne cunoaștem și mai bine să renodăm contactele și legăturile între noi și să creăm acel spațiu continuu de unic de tradiții și identitar și cultural, care bine a fost pentru mulți ani împărțit în două pe râul Prut.